Statisticile ne spun că, într-adevăr, mai ales în perioada de pandemie, atunci când oamenii sunt nevoiți să procure bunuri online, deci să aibă o interacțiune mult mai mare în mediul online, aceste cazuri au crescut destul de mult și asta ne îngrijorează și pe noi, dar și pe, bineînțeles, pe toți, ar trebui să îngrijoreze și pe toți beneficiarii de plăți online, de utilizatori de servicii electronice, de plăți pe care le fac cu cardurile bancare. Ce este o problemă actuală și chiar trebuie să informăm publicul și cei care utilizează și fac plățile online, cum să se protejeze, să nu cadă pradă acestor escroci care se întâlnesc tot mai des în ultima perioadă. Până să trecem la câteva sfaturi concrete, practice, utile, știu că ați lansat o campanie de informare și aș vrea să ne povestiți un pic despre ea. Ce presupune această campanie? Ce urmează să faceți în cadrul ei? Sigur. De astăzi și timp de 2 luni vom derula o campanie de informare pentru a sensibiliza publicul despre tot mai multe cazuri de escrocherie financiară. În cadrul acestei campanii, chiar de astăzi, lansăm un chatbot educativ prin care oamenii pot sub forma unui joc educativ, apropo, vor putea să simuleze câteva scenarii în care ar putea să cadă pradă unor fraude bancare. Este sub formă, cum spuneam, sub forma unui joc educativ. Sunt 4 scenarii, de exemplu, procurare de bunuri, campanii promoționale a unor bănci, apeluri din partea ofițerilor de securitate a băncilor, diverse situații în care vor fi puși oamenii. Și în funcție de cum vor răspunde la întrebări, chatbotul îi va informa dacă au trecut cu succes aceste exerciții sau au căzut pradă capcanelor întinse de către escroci. Acum eu vreau să zic, Dumitru, că deja am reușit să fac acest joc de dimineață. Am cumpărat o bicicletă și pe final mi s-a zis că am obținut 60 de puncte dintr-o 100. Adică a durat ceva timp până să îmi dau seama că e vorba despre o escrocherie. E într-adevăr un joc interactiv, util și cu multă informație, mai ales atunci când e în practică, putem să o asimilăm mai ușor. Din ce înțeleg, de multe ori aceste cazuri de escrocherie se întâmplă anume din cauza neștiinței, din cauza că nu știm cum se face un transfer corect, o plată corect, și atunci apucăm să credem ce zic alții. Care sunt cele mai comune metode prin care oamenii încearcă să mintă, să fure bani online? Cea mai nouă noțiune care e utilizată în mediul online de escroci e ingineria, așa numită inginerie socială, o metodă prin care escrocii apelează la manipulări psihologice ale utilizatorilor sub diverse pretexte, dându-se fie un angajat al unei bănci, ofițer de securitate, care vrea să le verifice dacă o verificare, de exemplu, de rutină sau să informeze despre o eventuală tentativă de scurgere sau de atac asupra conturilor bancare ale acestora. Deci pretexte care i-ar face pe utilizatori să creadă că chiar sunt niște apeluri adevărate, însă noi vrem să informăm oamenii să fie foarte vigilenți și să fie suspicioși la orice apeluri care le primesc din partea așa zisilor angajați ai băncilor sau chiar a unor instituții de stat, eventual chiar și poliție, prin care sunt informați despre anumite evenimente care aparent ar putea fi adevărate, însă rugămintea e să fie foarte, foarte vigilenți când primesc astfel de apeluri. Înțeleg că poate fi vorba fie de un apel, de un e-mail, de un SMS. Cum ne dăm seama că cel care a expediat sau a sunat nu e de fapt banca și nu e un reprezentant al băncii? La ce trebuie să fim atenți? Trebuie să fim atenți la lucruri care sunt foarte greu de crezut că sunt adevărate. De exemplu, când vă sună un angajat al băncii și vă spune că ați câștigat nu știu ce tombolă și trebuie să vă ridicați premiul. E foarte
puțin posibil să fie adevărat astfel de lucruri. Deci să fie foarte atenți la apeluri, e-mail-uri în care sunt informați despre anumite câștiguri care, despre care ei nici nu au participat nici la un fel de tombolă și e greu de crezut că pot fi adevărate. Deci să fie foarte atenți la astfel de apeluri, e-mail-uri, deci orice, inclusiv prin rețelele sociale, să fie foarte atenți că s-ar putea să fie contactați pe intermediul chiar Viber, aplicațiilor mobile de apeluri, chiar dacă aparent li se pare că vin din partea unor bănci, trebuie să fie foarte atenți. Și să, în momentul când, de exemplu, li se cer anumite informații și se dau drept angajația unor bănci, e greu de crezut că acești angajați a unor bănci nu cunosc datele persoanelor. Uh-huh. Și de asta nu trebuie să oferim datele noastre personale despre carduri, orice date confidențiale pe care numai noi trebuie să le cunoaștem. Și aici aș vrea un pic să desfășurăm subiectul, pentru că există poate oameni mai creduli, care o să zică că într-adevăr mă sună cineva, e nevoie să trimit un cod, să fac anumite. Care sunt lucrurile care ar trebui să ne pună în gardă? Deci din momentul în care ni se cere codul care ne-a venit prin SMS, nu facem acest lucru. Și care alte exemple sunt care fac parte din aceeași serie? Nu trebuie să oferim nici sub o formă codurile secrete ale cardului. De exemplu, cele trei cifre sau CVV, așa numitul CVV al cardului. Data de expirare a cardului, la fel, nu trebuie să oferim nimănui. Nici chiar numărul cardului. Deși numărul cardului, de fapt, unele bănci îl cer în momentul în care identifică clientul, dar primele date care le-am spus eu sunt chiar confidențiale și nu trebuie să le oferim sub nicio formă, nici chiar unui angajat al băncii, dacă suntem siguri că e angajat al băncii. Fiindcă ele sunt secrete, ne aparțin doar nouă și nu trebuie să le oferim nimănui. Ei, și dacă totuși s-a întâmplat să devenim victime ale unei escrocherii online, ce facem? Există anumite instrumente care ne pot ajuta sau ne luăm rămas bun de la bani și cu asta basta? Nu. De fapt, tot ce ține de carduri bancare, deci plățile care se fac cu carduri bancare, este așa o politică numită politica de responsabilitate zero a utilizatorului pentru tranzacții neautorizate. Adică dacă un utilizator nu a făcut de fapt acele tranzacții, el poate să apeleze în primul rând banca emitentă acestui card, dar să o apeleze cât mai repede. Deci nu trebuie să stea la gânduri să aștepte foarte mult timp. Imediat ce a observat anumite mișcări în contul său, imediat trebuie să apeleze banca. Prin acea politică de care vorbeam, clientul băncii poate și-ar putea întoarce banii în anumite situații. Dacă, de exemplu, să admitem că escrocul a obținut datele și a reușit să procure niște bunuri prin intermediul datelor obținute de la persoană, dar nu a reușit să primească aceste bunuri, doar le-a achitat, dar nu le-a primit. Ei, dacă nu le-a și primit, de fapt, sunt niște proceduri folosite de sisteme internaționale de carduri care îi permit utilizatorul să-și întoarcă înapoi banii. Dar el trebuie să apeleze, repet încă o dată, rapid, în termeni foarte rapid, să apeleze din moment ce observă că sunt mișcări suspecte în contul său de card sau conturile sale bancare. Dumitru, noi vă mulțumim foarte mult pentru aceste recomandări și îndemnăm pe oameni să acceseze portalul MPI ca să facă acel joc și nu doar, aveți o grămadă de servicii utile care ne pot ajuta în viața de zi cu zi acolo. Mulțumim foarte mult pentru intervenție și vă dorim mult succes în continuare. Și eu vă mulțumesc mult și îndemn pe toți oamenii să ne urmărească în această perioadă de campanie. Vom publica foarte multe informații, inclusiv și noile trucuri pe care le folosesc escrocii în această perioadă pentru a ataca conturile bancare, cardurile persoanelor. Vom fi alături de oameni și vom informa despre orice informație, vom prezenta orice informație necesară pentru ca oamenii să se protejeze în mediul online când fac plăți. Mulțumim foarte mult!